Hei, salutați și prieteni și am găsat un episod pe canalul YouTube. Astăzi vom juca Brawl Stars și mi-am recuperat contul vechi. Nu știu cum l-am recuperat, am dat doar la Super ID și l-am recuperat până acum. Nu că-l pierdusem, doar asta e un cont vechi, în fine, nu contează. Probabil că îți mai țineți minte pentru că am filmat cu el, că l-am luat și pe Spike. Mai țin minte acum că din episodul ăla mi-a picat Spike și după B. Da, încă mai țin minte. Și eram foarte entuziasmat. În fine, astăzi o să facem misiunile. O să jucăm la Pleasant Blunder. O să jucăm și cu Edgar puțin. O să dau și upgrade pentru că îmi place foarte mult Edgar. E bun, dar când dai de el în match e foarte enervant. Chiar e foarte, foarte enervant. Ok, hai să dăm competition entry map. Entry map. Ok, puțin engleză pe la colțuguri. Bun. Până că nu pierdem trofee și e distractiv. Ok, deci este gem grab. O să vedem unde ajung aici. Perfect, și am un gem. Cum mă duc la asta albastră. Oh my god, unde am ajuns? Bine. Aia vreau te duce în partea elantă. Hai cum mă duc eu la asta verde. Da. Mi-a dat și el o bucată de... M-am dus. În fine, hai să mergem cu... Nu mă apuc să merg cu Pam. Hai că am reușit. Ne ferim un pic de hituri, un pic mai mult, dacă am putea. Bun, și dăm aici o dita mai bucata de mamă. Ok, număr 2, pe Dynamite și pe Penny, dar n-am reușit mai mult, din păcate, să o omor. Dar e ok, nu facem griji, pentru că s-ar putea să câștigăm, pentru că avem 6 gemuri la Pam. Și oricum e bine. Ok, să omorăm aici pe Penny. M-a omorât Dynamite. Nu știam cine m-a omorât și eram puțin nedorit. Să dau un sunor mai încet, pentru că eu nu-mi dau seama de cine este sunorul încet, dar pe ce se aude foarte tare și vocea mea nu se mai aude. Și în fine. Oricum n-am mai postat pentru că am școală și acum pentru că sunt clasa 5-a și nu prea sunt obișnuită atât de mult cu foarte multe materii și foarte multe teme. Trebuie să le fac toate și e destul de greu să post și să filmez, pentru că nu ai timp. Dar asta e partea a doua și... Unde-i Shelly? Deci nu zic că era pe acolo. Ok, l-a omorât pe Shelly. L-a omorât-o pe Shelly, de fapt. Că e fată. Hai să mergem repede. Aici sunt multe pene. Mergem pe Shelly. Deci Shelly nu prea poți să omori. Jackie, Shelly, El Primo, Bull sunt cam contrele supreme. A, și Tara e foarte bună. Tara contra Edgar. Ok, am crezut că Penny aia noastră. Haide, haideți că putem să o batem. Dacă am putut. Să omor eu asta. Perfect. Bun, ne ducem aici să omorăm pe ăștia doi, că ăștia sunt foarte ușor de bătut. Și ăla e foarte greu de bătut, pentru că e contra, dar... Ceilalți, nu. Ok, nu l-a văzut. Deci nu cred că nu l-a văzut, am și emotul gratis. Le-am primit. Ok, dar nu l-am trofei din păcate, dar e fain. Și merge de la 5 ani să merge și aici. Perfect. Nu cred că o să facem misiune pentru că nu prea am chef de brawlele acestea. Adică nu prea am chef de Jesse și mai știu cine aveam. Cred că atât. Da. Ok, hai să jucăm cu Mortis. Adică Mortis la... Trebuie să văd ce mapă e. Aoleu, e caverna. 50-50, asta ce e. Hai la un Brawl Ball să jucăm. Era o hartă, Mata se numea, și era foarte distractivă. Și nu știu că o să mă bagi, sper să o bagi. Chiar era foarte distractivă, era doar cu... Nu știu ce numesc, gen acestea, care pot să sarpele. Ok, l-am omorât. Am uitat că asta cu Mortis și Mortis nu e de bătaie deloc. Era o hartă tot așa de Brawl Ball, numai cu... Parcă numai cu cutii. Ok, m-a prins. Da. Doar cu cutii. Și trebuia doar să dai gol. Și era și poarta acoperită cu... Parcă... Bine, nu, eu am crezut că este Edgar. Nu zice, am crezut că este Edgar, dar da. Ok. Mă încurc, am crezut că sunt Edgar. Foarte bine a jucat-o și am dat gol. Wow, foarte bine a jucat-o. Super bine. Bravo, chiar a jucat bine.
Nu e prea morți de harta asta, dar încercăm să vedem ce putem face. Dăm aici. Hopa, l-am sărit pe ăla. Ok. Hopa, Colette e maxată, trebuie să ai grijă. Nu știu ce mă dă cu maxați, pentru că eu nu sunt asta și am și rang mic. Nu știu ce mă dă cu maxați, pentru că, da, dar am trofei multe, am vreo 12.000. Multe. Mediu, să zic așa. Ok, perfect. Hai să mai vedem ce mai putem face aici, să ajutăm măcar echipa, dacă nu o să câștigăm lătării pe mie. Ok, l-am omorât pe Edgar. Oh my god. Bravo, bravo, bravo. Frate, dacă nu aveam stun, mă duceam pe Frank, dacă mă omora Colette. Dar l-am omorât și pe Frank și era mai bine, dar oricum l-am omorât. Cred că l-am omorât Byron. Nu știu exact ce l-am omorât. Ok, mă duc la mânge. Ok, am omorât-o pe Colette. M-a prins la mijloc aici. Pe bune, aole, auto-atac. Hopa, hop. Fug! N-a reușit să fug. Cred că o să ne dea gol. O să ne dea gol Edgar. Ne-a dat gol, hai că a apărat Edgar. Băi, Edgar ăsta chiar joacă bine. Chiar joacă bine, 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 bine. Ok, aici, cred că o să-l omor pe ăsta. Vai, dacă mă duceam, deci dacă mă... Oh my god! Trebuia să-mi dea ultima dată, că îmi dea heal, dar n-am apucat. Tot m-a omorât. În fine. Sincer, este chiar un match bunicel, adică chiar dacă nu o să câștigam, a venit un match bun. Nu m-a picit să dau goluri. Ok. Sincer, mai mult am ajutat echipa. Doar atât am făcut. Dar cu ajutorul meu, probabil că am mai ajutat și eu. În fine, următorul brawler cu cine vreau să joc ar fi Tara. Tara e una dintre brawlerii mei preferați. Îmi place foarte mult cum arată și așa foarte misterioasă, să zic. Hai să jucăm. Oricum, în vacanța asta aș vrea să postez cam în fiecare zi. Sper să reușesc, nu știu. Dar v-am zis că am fost foarte ocupat cu școala. Pentru că sunt foarte multe materii, adică sunt 15 materii, parcă, sau 14. Trebuie să te împarți la toate. Și în aparte că mai vrei și să faci altceva. Și nu ai timp, dar în vacanță sigur o să am timp. Pentru că am descoperit foarte mult că îmi place să citesc, citesc foarte mult pe zi. Nu chiar foarte mult, dar mă mențin, să zic așa. Și cred că să fac clipuri și despre cărți. Nu știu, poate. Poate, poate. Și da, am descoperit că îmi place să gătesc foarte mult și mă pricep cât de cât la asta. Și na, am descoperit pastilele, să zic așa, și na, vlogul, adică să fac canal de YouTube, nu prea e atât de mare o pasiune, marea pasiunea mea, dar îmi place să fac și asta. Dar nu e cea mai intensă pasiune, să zic așa. Dar îmi place să fac și asta și mă relaxează, nu știu. Adică eu mă joc jocuri și voi vă uitați, să zic așa. Bine, nu toate videoclipurile, dar am văzut că Jurassic World a fost foarte, foarte popular pe canal. Cred că asta sunt deja 100 de vizualizări, doar că am șters jocul pentru că ghicise, nu mai mergea. Chiar deloc mai mergea și ai zis să-l dezinstalez, pentru că așa zice acolo. Să-l dezinstalez, era o eroare și a zis să-l dezinstalez. Și l-am dezinstalat, frate, și acum nu pot să-l instalez înapoi și nu știu dacă pot să am toți dinozauri, pentru că aveam foarte mulți. Adică aveam doi dinozauri legendari și chiar erau super buni, dar dacă am pierdut contul, nu mai iau de la început, pentru că chiar e foarte mult, se foarte multă răbdare. Pentru că ca să ai dinozauri trebuie să aștepți multe ore, nu neapărat multe ore, la unele sunt și pe minute, dar nu toate. Haide, ok, hai că am mai ținut un pic balansul, să zic așa. Oricum totul să ne dă gol, sigur. Nu ne-a dat gol, ok. Am dat un asset un pic mai mare. Oh my god, am 4%. Să mărăm pe ăsta. În fine, cam asta a fost videoclipul de astăzi, pentru că nu mai am baterie. Dacă vă plăcut, de un like, de un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!